Gorjenii sunt așteptați astăzi la vot în turul 2 al alegerilor pentru președintele României. La nivel județean sunt înscriși pe listele permanente 297.634 de alegători, fiind amenajate 331 de secții de votare. Urnele s-au deschis la ora 7 și se vor închide la ora 21. În situația în care, înainte de închiderea urnelor, mai sunt persoane care nu au votat, acolo unde este cazul, programul se va prelungi până la ora 23.59 de minute. Județul Gorj se află în primele 30 de județe privind prezența la vot, cu un procent de aproape 26% față de nici 24% cât este înregistrat la această oră la nivel național. Dacă în țară cei mai mulți alegători provin din mediul urban, la Gorj cei din mediul rural reprezintă cel mai mare procent, adică peste 41% față de nici 34% în mediul urban. Conform Biroului Electoral Central, cel mai scăzut procent privind prezența la urne se înregistrează la secția de votare numărul 37 din municipiul Târgu Jiu, unde doar 12% dintre cei înscriși pe listă au votat până la această oră. La polul opus se află secția numărul 223 din Pârâul de Vale, unde s-au prezentat la urne peste 58% dintre cei care sunt așteptați la vot.